fiecare dintre voi, dar după ce o să discutăm puțin, o să facă o scrisoare de vreo 50 de cuvinte într-un text narrativ, explicativ, da? Prin care vom face un plan de redresare economică a vițelului, da? Ne gândim că vițelul are un salariu de 3.000 de lei, da? O să vedem care sunt veniturile vițelului, care sunt cheltuielile și cât putem economisi astfel încât într-o perioadă de 3-6 luni să ajungem la anumită sumă de bani și vițelul să nu mai aibă probleme financiare. Ca să-i placă vițelului scrisoarea noastră, o să scriem scrisoarea pe foi colorate. Cum o să începem scrisoarea? Cum începem scrisoarea? Dragă vițelule, ce am auzit noi? Am auzit de problemele financiare pe care le ai. Ce cheltuieli ar putea să aibă vițelul? Și subliniați ce credeți voi că este relevant. Ce cheltuieli ar putea să aibă? Poate să aibă o chirie, da? Ce mai poate? Rată, atunci nu știu, rată la credit dacă are chirie. Punem semnul întrebării. Deci poți să pui semnul întrebării, poți să nu fii de acord că are credit, doar o chirie, să zicem, da? Toată lumea are telefon și internet, deci se plătește telefonul și internet. Ce mai are vițelul? Alimente. Ce mai are? Ce mai are? Alimente. Alimente, deci trebuie să consume mâncarea. Mașina este o dorință, uneori este o dorință, uneori este o nevoie. Dacă nu mergem cu mașina, cu ce o să putem merge? Cu autobuzul. Este un mijloc mai ieftin, cumpărăm haine care nu ne trebuie neapărat, dar sunt la modă. Sau pur și simplu ne-am plictisit de ce avem. Deși asta este o dorință. Alte dorințe? Smartphone. Robi, vrei să-ți cumperi ceva și nu știi dorință sau nevoie. Îți trebuie neapărat, Sergiu? Părinte, dacă mai pot trăi fără el. Mă gândesc dacă mai pot trăi fără el. Și ce fac? Îl cumpăr imediat sau aștept? Aștept. Cât aștept? O lună, dacă poți să reziști o lună fără, sigur nu-ți trebuie, așa-i? Eu zic așa, să așteptăm o zi, două, șapte zile. Dacă nu ne trebuie și putem trăi liniștiți fără, înseamnă că este o dorință și putem scoate afară din listă. Ce cheltuieli mai avem? Mâncarea. Mâncarea. Ați fost cu părinții la cumpărături? Da. De câte ori mergeți la cumpărături pe lună? O dată de două ori, zilnic? O dată pe săptămână? Bun. Cât, știți oare cât plătesc părinții voștri la... Da. Când merg la cumpărături, o dată așa, la cumpărături mai consistente, să zicem că mergem o dată pe săptămână? Nu, la două săptămâni. O dată la două săptămâni și câți bani lasă părinții o dată la două săptămâni? 500. Aproximativ 350. 400. 500. 450. Facem o medie, da? Și să zicem, mergem o dată la două săptămâni, cheltuiesc 450 de lei, pentru că într-o lună mergem de două ori, 900 de lei. Și punem așa ca marjă de eroare, 1000 de lei, e bine? M-a surprins faptul că ei știu că, de exemplu, curentul este cam 150 de lei pe lună. Deci la vârsta asta de 12 ani, pentru că cam atât au în clasa a 6 ani, la vârsta asta de 12 ani, copiii știu ce cheltuieli sunt într-o familie, deci știu. Sarcina noastră este să-i facem să conștientizeze faptul că dacă ai un ban, trebuie să știi ce să faci cu el. Ultima sumă? 2900. Deci tragem linie. Tot ceea ce noi am scris aici va fi scris în scrisoarea voastră într-un text explicativ, așa cum am învățat la limba română. Îi explicăm, uite, vei cheltui și facem o enumerație, nu? Vei cheltui atâția bani pentru. Îți rămân 100 de lei, asta înseamnă că în 12 luni câți bani va putea economisi vițelul? 1200 de lei. Îmi place, înțeleg foarte bine. Ai vreun interes despre bani? Ți-ar plăcea să auzi ceva, să știi ceva, să afli de la școală lucruri despre bani? Păi da. Despre ce? Păi, cum poți să-ți faci o afacere, cum să investești, cum să îți faci banii să investești. Cum poți să-ți începi o afacere? Că toată lumea vorbește, dar nimeni nu vorbește că trebuie să-ți iei angajat, să-ți iei o firmă, să lași. Bine, acum poți să îți începi ceva ușor cu un prieten și să, de exemplu, să-ți faci o
firmă de poze sau ceva de genul. Știți, într-o lume în care smartphone-ul, laptopul, calculatorul ne acaparează atât de mult, picătura asta de ancorare în realitate este ceea ce trebuie la orele de română, la orele de istorie, la orele de matematică, după cum ați văzut înainte. Copiilor le place foarte mult. Când au aflat că facem din nou o oră în care introducem elemente din acestea de educație financiară, s-au bucurat foarte tare. În fiecare lună când îmi intră bursa, de obicei 400 de lei, îmi pun banii deoparte pentru, de care am nevoie, de exemplu, pentru să-mi plătesc antrenamentele, îmi pun bani deoparte pentru nevoile mele personale și dacă am nevoie pentru luna viitoare, mai îmi las așa 100 de lei. Ne ajută în viață să economisim, ne ajută să ne îmbunătățim gândirea, să ne maturizăm mai repede.